Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți! Ne aflăm înainte al Domnului și m-am bucurat și cred că ne-am bucurat cu toții că Domnul este aici. Slăvit să fie Domnul! Domnul este aici și atâta vreme cât Domnul ne mai vorbește înseamnă că ne iubește, fraților. Chiar dacă ne mustră, chiar dacă Domnul zicem noi că are ceva cu noi tocmai faptul că are ceva cu noi este o dovadă a marii lui bunătăți. Domnul să fie slăvit. M-am bucurat că Domnul s-a ocupat un pic de biserică și îl rugăm pe Domnul să se ocupe și în continuare. Domnul poate, este biserica lui, n-a murit niciun om pentru noi sau pentru voi, a murit Isus Hristos. Ni, Nicăieri n-am găsit fraților să scrie în Biblia aceasta, cât e ea de mare, că sângele vreunui alt om poate să curețe păcatele. Numai sângele lui Isus poate să spele, poate să curețe, poate să ierte, poate să elibereze și Domnul să se atingă de noi. Amen. Amen. Eu aș vrea să vorbesc în fața dumneavoastră, în special în fața tinerilor. Am înțeles că sunt și frați tineri care cântă și am auzit cântând și m-am bucurat de ei, zic Domnul Iisus să-și înalțe fața peste ei, să le dea mult har în slujirea aceasta. Dar vreau să aduc în fața dumneavoastră câțiva idoli pe care noi de multe ori îi ambalăm cu ambalaj creștin, cu ambalaj muzical, cu ambalajul muzicii creștine, dar în fond există acolo ceva idole ascunși și lui Dumnezeu nu-i place lucrul acesta. Ce înseamnă un idol? Un idol înseamnă orice lucru care poate să ia locul lui Dumnezeu în viața noastră de la un obiect până la ceva închipuit, la ceva la nivel de fantezie. Orice, orice, orice lucru care ia locul lui Dumnezeu, acela este idol. Și Dumnezeu nu-și dă slava, spune Biblia, idolilor. El își cere și acceptă 100% închinarea și slava și atât. Nu idolii, nu vrea să aibă concurenți și dacă noi vrem să dăm slava altcuiva decât lui Dumnezeu, Dumnezeu se întristează și se retrage din viețile noastre. Și noi nu am vrea ca Domnul să se retragă din viețile noastre. Noi am vrea ca Domnul să facă așa cum a făcut altădată fraților. Se făceau așa lucrări frumoase în urma cântărilor de laudă. Povestea un frate din zona Dejului că atunci când se ridica și încerca să dirigeze, el nu știa muzică, nu știa notă și se ruga și spunea, Doamne, te rog ajută-mă să nu mă fac de rușine, că e lucrarea ta și nu am pe altcineva, eu nu știu nota. I-am învățat pe oameni, ăștia, era cu corul, i-am învățat patru voci i-am învățat cum am știut, dar poate acum o să le dau nota mai sus, mai jos, ne facem de rușine, fă cumva, Doamne. Și spunea, mărturisea fratele, că auzea în ureche un sunet și sunetul acela era sunetul de la vocea întâia și la sunetul acela el știa cum să dea. Dar de asta nu era problemă foarte mare, o minune foarte mare. Minunea mare era că în timp ce ei cântau, începea în sală, Duhul Sfânt să cerceteze, începeau să curgă lacrimi, se ridicau oameni și spuneau, eu vreau să mă pocăiesc, vreau să mă întorc la Domnul. Astea erau marile minuni. Și să știți că mi dor, mi dor să văd așa ceva și astăzi. Că știți cum noi cântăm, cântăm și de multe ori nu mișcă nimic. Nimic nu mișcă în sală. Nimic. Și de ce e asta? Uitați-vă, există niște idoli pe care noi îi ambalăm în ambalajul muzicii creștine, dar în fond e ceva ascuns acolo și pericolul idolatriei ne paște pe fiecare. Mă uit la primul idol pe care l-am căutat în Biblie, l-am găsit, l-am identificat, ne urmărește diavolul nu numai pe cântăreți și și pe cei care vorbim din cuvânt, este idolul egoismului, idolul egoismului. Centrul închinării la egoism, centrul închinării este omul. Când eu sunt egoist, mă concentrez asupra mea, urmărind, având niște interese. Fie că sunt interese materiale, fie că e interes de laudă de sine, de înălțare de sine. Fie că sunt tot felul de interese, de știu eu, să-mi fac relații cu cineva. Deci sunt, da, idoli care ne înconjoară și unul foarte mare este egoismul. Și mă uit în Biblie și haideți să citim că vorbim biblic și vorbim în termenii cântărilor Bibliei. Există multe cântări în Biblie. Să le citim numai și poate n-ar ajunge, nu știu câte ore, 10 ore și n-ajungem la capăt. Pentru că sunt foarte multe cântări, dar uitați-vă o parte din cântarea din judecător 5, partea de final are o frântură dintr-o cântare pe care o cântau niște femei în jurul mamei lui Sisera. Sisera acela care avea 900 de cară de fier și care s-a dus să-i bată pe evrei. Și uitați-vă ce spune aici versetul 28. Prin zăbrele pe fereastră se uita mama lui Sisera și striga. Pentru ce zăbovește carul lui să vină? Pentru ce vin carele lui așa de încet? Și uitați-vă versetul 29. Cele mai înțelepte dintre femeile ei îi răspund și ea își răspunde singură. Ăsta e egoismul, vedeți? Eu îmi vorbesc mie. Negreșit, au găsit pradă și o împărțesc. O fată, două fete de fiecare, o pradă de haine, pradă de haine vopsite, pradă de haine cusute. Și tot repeta aici de trei ori aceeași treabă, pentru că era stresată, era stresant lucrul ăsta în mintea ei. Tot repeta, pradă de haine, pradă de haine, pradă, tot repeta lucrul acesta. Și vedeți, de multe ori, când noi venim să cântăm în față, ar trebui să ne întrebăm, nu cumva intrăm în 2 Timotei 3 cu unul în jos. În vremurile din urmă vor fi vremuri grele că oamenii vor fi iubitori de sine. Nu cumva atunci când eu cânt, îmi cânt mie. Pentru că am întâlnit fenomenul acesta și vorbesc la general. Dacă Domnul ajută, mâine mergem pe exemple practice, pe cântări propriu-zis. Dar am întâlnit frații am întâlnit oameni care cântau și își cântau lor. Își cântau lor. Deci a fost o descoperire undeva în zona Lugojului. Bărbatule, 20 de ani ți-ai cântat ție, mie când îmi vei cânta? Gândiți-vă la lucrul acesta. Să te duci să iei instrumentul la greu, să iei boxe, să iei mixer și să le cari în spinare, să te obosești, să conduci nopțile, să te duci la sute de kilometri, să le instalezi, să răgușești la cântare, să-ți depui toate eforturile și să cânți și să vezi pe unii oameni că parcă, parcă cercetați și totuși tu să-ți cânți ție. Vedeți ce spune aici? Oamenii vor fi iubitori de sine. Și atunci vine Domnul și îi spune, vezi măi că dragostea caută folosul altora, mă nu folosul său. Și atunci dacă eu îmi caut folosul meu, dacă eu îmi caut slava mea deșartă, Biblia spune, de ce te lauzi? 1 Corinteni 4 cu 7. De ce te lauzi? Este în Cluj un frate și vă spun puțin istorioara lui, e fratele Arman, pe care unii îl cunoașteți. S-a întâmplat, dacă nu greșesc, prin 2005, m-am întâlnit cu omul acesta, mai eram cu încă un frate, el cânta undeva în Cluj la un hotel, la hotelul continental, și am zis, domnule dragă, uite, n-ai vrea să-ți vorbească Dumnezeu? Zice, Dumnezeu a vorbit în vechime, dar acum nu mai vorbește. Am zis, hai cu noi, să vezi că-ți vorbește Dumnezeu. Și ne-am dus, la fratele Viluca în Feleac, la un bătrânel care era omul Domnului, l-am sunat de față cu Arman. Alo, frate Viluca, da, venim la tine trei persoane, nu i-am zis, frați, dacă suntem, dacă nu suntem, atât. Și ne-am dus acolo și ne-am rugat. Și când ne-am ridicat de pe genunchi, să uită la el și spune, Dumneata, Domnule, nici ne-a zis, frate, Dumneata, Domnule, te-ai pregătit să te duci la o nuntă și te-ai pregătit pentru șapte zile. Sto și tresărit că urma, în următoarea zis să meargă la o nuntă și nunta aia dura câteva zile. O zis Domnul că tu nu ți-ai pregătit haină de nuntă. Pentru că nunta la care te cheamă Domnul va dura o veșnicie și dacă tu îți vei lua locul la nuntă, Dumnezeu ți-l va păstra, dar dacă nu ți-l va lua altul, și s-a pocăit, ne-am bucurat că s-a pocăit omul ăsta. Dar de multe ori când îl întâlnesc, eu zic, și aduc aminte, degetul ăsta în ira că ți ia Dumnezeu și tu nu mai poți să-ți câștigi pâinea, că el își câștigă pâinea, cum poate. Degetul ăsta, Dumnezeu, numai ăsta, așa că zmerește-te și eu să mă zmere și tu să te și noi să ne zmerim, că dacă Dumnezeu s-a întâmplat în turda, da? S-a întâmplat în tur, dar cred că știi cazul. O zis, nu te duce în America, eu zis, domnul, la un păstor. Că dacă te duci acolo, nu mă voi mai folosi de vocea ta. Și s-a dus în America și a avut lucrare prin sora Rozalia din Borhanci. Și în America a venit o paralizie peste el și știți cum vorbea? ca scanu. Eu țin minte cum sărea gâscanul să mă prindă când eram copil și găgăia de așa, parcă mai mult scotea un șu, era din gât. Omul ăsta n-a mai putut să predice oameni buni pentru că s-a atins Domnul de corzile lui vocale. Așa că de ce să mă laud? Că pot să cânt, că sunt foarte dibaci la instrument? Că am o voce, ca o privighetoare? Dumnezeu poate să vină să-mi ia un deget, să-mi ia mâna, poate să-mi ia corzile vocale, mi-a zis un frate, lunile trecute, zice, roagă-te pentru mine, dar de ce, mă, omule? Zice, din stomac, acidul ăla, zice, iese în corzile mele vocale și mi le termină, de nu mai pot să vorbesc. Uite ce poate Dumnezeu să îngăduie peste noi și eu să mă duc și să mă afișez că cine sunt. Departe de noi gândul acesta, oameni buni. Domnul să ne ajute să ne pocăim. Al doilea lucru, al doilea idol ambalat, tot în cântare creștină, că doar noi zicem că îi cântăm Domnului și că toti e pentru Isus. Dar uitați-vă cum vine Satana și cum ambalează idolul ăsta și-l aduce în viața noastră. E legat de, de primul. Sunt verișor, dacă vreți. Popularitatea, egoismul, sunt eu cineva. Dacă totuși ești cineva, trebuie să fiu și popular. Trebuie să fiu și popular. Și deja vedeți, fraților, frați tineri, popularitatea înseamnă tendința de a fi cunoscut de a fi îndrăgit de cât mai mulți de a fi căutat, de a fi apreciat asta e popularitatea și o tendință, să știți, am observat-o fraților, dați-mi voie să spun și lucrul ăsta când am început noi să cântăm eu aveam 16-17 ani atunci oamenii nu umblau după popularitate, cum umblă acum, unii, nu toți. Uitați-vă numai pe YouTube, intri și vezi, nu? Caută și cerșește tot felul de like-uri. Îi trebuie să fie cunoscut și își pune omul un videoclip la care lucrează o săptămână sau poate mai mult sau mai puțin. Și imediat la final zice, dacă dorești să mă contactezi, ai aici toate contactele mele. De ce? El vrea să fie cunoscut. Pe rețelele de socializare, dă-i, dă, -i, dă -i, merge Evanghelia înainte. Nu e asta Evanghelia, fraților, nu e asta Evanghelia. Nu. Și Duhul acesta de popularitate, și mă uit în Biblie. 1 Samuel, capitolul 18, versetul 6 se întoarce David de la biruința cea mare pe care Dumnezeu i-a dat-o contra lui Goliat. Și când vine, încep niște femei să cânte. Și uitați-vă ce spune versetul 6. Cântau, jocau, era sunetul timpanelor, sunetul alăutelor, scoteau strigăte de bucurie și spuneau așa, Saul a bătut mile lui iar David zecile lui de mii. Uite că David a ajuns mai popular decât Saul. Mare problemă. Și imediat încolțește invidia în inima unor oameni. Dar de ce să nu fie, fraților și surori, primul pe lista vieții noastre, Iisus Hristos, Domnul nostru? Nu eu, nu eu. Uitați-vă, Romani, capitolul 11, versetul 33 în jos. O adâncul bogăție, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui, cât de neînțelese sunt căile lui! Și în adevăr, cine a cunoscut gândul Domnului? Cine a fost fednicul lui? Cine i-a dat ceva întâi ca să aibă de la el înapoi? Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci. Amin, fraților! Nu din mine, nu pentru mine, nu prin mine. Din el, prin el, pentru el, toate lucrurile dacă cineva trebuie să fie înălțat în, în biserica lui acela e Hristos Domnul nostru când a venit Pavel și uitați-vă îmi place așa de mult să citesc aici pentru că textul ăsta care le sună la predicatori îmi sună mie ție le sună și la cântăreți 1 Corinteni capitolul 2 de la versetul 1 în jos cât despre mine fraților când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită. Noi putem aici să spunem cu versuri, cu o înțelepciune strălucită în versuri, nu și în cântare și în muzică strălucită. Nu asta caută Dumnezeu. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Doamne, ajută-ne! Unde mai încap eu? Unde mai încap dumneata? Am văzut odată, pentru că m-a interesat la un moment dat, îmi trebuia să cercetez pentru școală, arta europeană a secolelor trecute și văd o pictură cu un sfânt, cum l-au făcut catolicii pe vremuri, acum 500-600 de ani. Și știți ce am observat? Era sfântul ăla pe care l-a închipuit un pictor acolo, așa, așa, dar lângă piciorul lui jos, jos, jos de tot era ea atât. Asta era mare, era un portret mare, au unui sfânt. Mă uitam ce au făcut, cum l-au pictat. Dar jos lângă el, așa cât o furnică, era o femeie pictată, o femeie. Îmbrăcată vincios, nu era problemă. Și mă interesează, mă, cine e femeia aceasta? Și citesc, și caut, și cercetez. Era cea care a sponsorizat proiectul respectiv. O vreau și ea să fie lângă sfânt în pictură. Și vedeți, cam așa se întâmplă și în vremurile noastre. Băi, iese o cântare, da, cânt mai fals, nu contează. Dacă am sponsorizat, mă duc și mimez și eu acolo să ies, să mă vadă lumea, să-mi vadă fața, că și eu sunt cineva. Fraților! Nu așa umblau oamenii de mai de mult. Nu așa. Și nu așa umblau apostolii lui Hristos. Uitați-vă aici ce spune. N-am vrut să știu între voi altceva decât pe Iisus. Și, pe el... și uitați-vă la versetul 3 în jos. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, am fost fricos, am fost plin de cutremur. Asta așteaptă Dumnezeu nu numai de la predicator, și de la cântăreți să-l vezi că plânge, că se sfarmă, că zice, Doamne, ce cântare să cânt, poate vrei să miști pe cineva, vrei să atingi pe cineva, te rog, atinge-te de el. Și uitați-vă ce spune aici versetul 4, și învățătura și predicarea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, lăudați să fie Domnul! Am fost odată într-o misiune Vă spun care legătură și cu cântarea. Am fost într-o misiune undeva la Ciubăncuța, erau mai mulți frați acolo, oameni care unii au plecat la Domnul. Și ce s-a întâmplat? A intrat în biserică un bărbat și lângă el o femeie. Erau demonizați. N-am văzut până atunci, așa, oameni frământați de diavolul. Cineva fără înțelepciune i o și chemat în față și i-a pus lângă amvon. Acum gândiți-vă dumneavoastră, o întreagă biserică s-a la ei și ăștia stăteau așa, cumva lateral așa și când noi ne rugam sau când biserica poate se bucura în cântare, se uita unul la altul, zicea că suntem nebuni, făceau așa, își băgau degetele în ureche, parcă n-aveau stare, domne, tăzi mușchii de pe ei să mișcau continuu, continuu, să tulmura biserica. Să vedeți ce diferență este că dacă ar fi fost un cântărez ăsta din așa mai... Cred că s-ar fi speriat. Sora Ileana de la Vâlcele era acolo. Nu o s-o speriat deloc. Și-o ales cântarea, cântă ca David și când cânta să fugă vrăjmașul cu toată armata sa, așa le făcea ăștia, că să fugă, să plece. și -a le Nu, nu era frică de ei. M-am gândit, mă, Eram mai copil așa, să vină să-mi dea un nas, să poate. Dar sora Ileana nu, nu se temea, nu. Bă, era domnul cu ea, îl simțea pe domnul. Și încă era cercetat așa în cântare și cânta din toată inima. Dar ea un pic o foie deranjați în timpul rugăciunii, ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu, că textul nostru nu așa ce dovadă dată de Duhul și de putere. În timpul rugăciunii, un frate, fratele Lazar Horon, pe care îl știi, frate Gavrilă, fratele Lazar a început, să vă muștre Iisus, afară, afar, ieșiți afar. Ăștia s-a agitat un pic, dar noi ieșit. În schimb, era acolo sora Lidia lui Simionuc, soția fratele Simionuc, sora Lidia Mariț. Se termină puțin așa rugăciunea și iese o prorocie. Pentru ce vă întristați? Pentru ce vă tulburați? Nu știți că eu am putere ca să-ți duhurilor să iasă afară? Ca să vă demonstrez că eu sunt Dumnezeu. Voi face o lucrare și vor ieși afară și vă veți bucura cum nu v-ați bucurat. Știți ce s-a întâmplat? Am văzut lucrul ăsta. Amândoi. Parcă din fața amvonului a venit către ei un bulldozer, nu știu cum, sau nu știu ce a venit, că eu n-am văzut ce a venit, dar s a dus ei așa cu spatele către ușă, așa merge. Parcă o forță nevăzută îi împingea, îi împingea, s-au dus, s-au dus, s-au dus, dus, și încă știți cum să-mi chinau. Cu frunte aproape că își dădeau de genunchi, așa să închinau. Ceva au văzut, ceva au văzut, nu știu ce au văzut. Dar au mers în spate, au ieșit afară și atunci biserica o a izbucnit în de la adresa lui Dumnezeu care a promis și a împlinit. A fost prezent Duhul Sfânt acolo. Fraților, noi căutăm în biserică dovada dată de Duhul și de putere, dar în momentul în care sunt eu pe tron, când e popularitatea mea în joc, atunci Dumnezeu se retrage. Noi nu vrem ca Domnul să se retragă din cântările noastre. De aceea, frați tineri, care cântați și luați efodul de in și stați înaintea lui Dumnezeu ca să face slujbe aceasta a preoției, ale viților, stați pe verticală cu Dumnezeu. Cereți-Lui Dumnezeu ce cântare să cânt. Doamne, te rog, Domnul o să vină și să-ți dea pe inimă, în minte, o cântare care n-ai mai cântat-o de mult. Și o să vină duhul ăsta de popularitate să zică, mă, dacă te faci de minune, mă, și râde toată lumea de tine. Dă-i pace, mai bine să râdă de tine decât să râdă de alții. Mai bine de tine, că îți dă Domnul medicament amar și te mai pocăiești. Dar Dumnezeu să-și facă lucrarea, asta e important. Că dacă Dumnezeu în seara aceea mișcă un suflet prin cântarea respectivă, atunci tu ai câștigat un suflet cu prețul că poate te-ai făcut sau te-ai fi făcut de rușine în, ochii unora, că nu toți aud că ai cântat poate un pic fals sau că te-ai încurcat sau și de te te-ai încurcat. Ce dacă ești om și trebuie să recunoști că ești supus greșelilor? Nu e o problemă asta. Dar vedeți, problema de bază este idolul popularității. Stau în auditoriu, mă ascultă un grup, mă ascultă un om, mă aplaudă, nou fraților, nou. Nu asta căutat, uitați-vă, apostolul Pavel și apostolii lui Hristos, nu. Uitați-vă ce spune continui din 1 Corinteni 2 cu 6. Totuși, ceea ce predicăm noi printre cei de este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă pe care o înduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o nici unul din fruntașii viacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. S-a întâmplat și vă spun și asta și după aceea Trec mai departe. În Alba, în Alba Iulie avem un prieten bun care e prezbiter pe fratele Isaac și fratele Isaac îmi povestea odată că la ei în biserică a ieșit în față o soră care a cântat, a cântat un pic cam fals și fratele Isaac care are un frate geamăn și amândoi slujitorii Domnului, să uite la frate -so și eu văzut gândul. Pe sora asta nu o mai punem niciodată la cântare, o fals. E biserică mare, e biserică de oraș, noi nu putem face așa ceva, gata, nu o mai punem. Știți ce s-a întâmplat? La final, din sală, se apropie cineva și spune, domnilor dragi, vreau să mă pocăiesc. S-au bucurat amândoi, da, zice, ți-a plăcut predica? Nu, 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 zice, femeia aia, femeia aia, aia ce-o cânta fals. Femeia aia, atâta de frumos o cânta, zice, că așa m-o cercetat Dumnezeu, am plâns continuu și acum pot să vă zic versuri din cântarea ei, vreau să mă pocăiesc. Știți ce o zis unul către altul? O pune mă iară, mă, pe femeia asta. Dar de ce? Pentru că au concluzionat ei. Chiar dacă a avut o voce mai falsă, dar trăirea era adevărată, unii au voce adevărată și trăire falsă. Și atunci pe care să-l pui? Mai bine îl pui pe cel care are relație bună cu Domnul și poate e vocea noare. Dacă le are pe amândouă slăvit să fie Domnul. Și o voce bună, și o relație bună cu Domnul, că Domnul nu vrea să promovăm, nu, tot felul. Dar însuși cuvântul ăsta a promova frații lor, știți e când a apărut? Recent, recent. Unde scrie în Biblie cuvântul a promova? L-am preluat noi din vânzări, din marketing, din toate astea și am adus cuvinte în biserică. Astea nu-și au locul aici, în biserică. Dacă cineva cântă, cântă spre lauda Domnului, dacă cineva tace, tace spre lauda Domnului, dacă cineva se roagă, orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul spre lauda lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Al treilea lucru pe care îl amintesc tot din scriptură. Și este mai dureros, este idolul senzualității. Da? Vine diavolul și eu, o cântare creștină, o îmbracă și mă zici, mă ce cuvinte frumoase, mă ce cuvinte inspirate. Dar o ieșit poate în față o fată îmbrăcată mai provocator, mai necovincios și atunci Domnul zice în Matei 5 cu 28 dacă se uită cineva la o femeie să păcătuiască cu ea, deja s-a terminat, o și păcătuit, numai să o poftească, o și păcătuit. Apoi vine Petru și spune să fugim de poftele care se războiesc cu sufletul. Păi cum să fugim de ele când noi le lăsăm aici, nu? În carne și oase. Asta e o problemă. Și să știți, noi la voi, dar preîntâmpinăm anumite lucruri, anumite înclinații, ca să nu ajungem acolo, că e mai ușor să previde cât să vindeci. După ce au venit și s-o cuibări diavolul și senzualitatea în față. E greu să-l scoți, dar măcar o lași așa și spui: Aici, în fața lui Dumnezeu, nu are ce să caute păcatul acesta. E un păcat al trupului. Și uitați-vă ce spune tot biblic vorbind. Numeri, capitolul 25. Ce s-a întâmplat aici? Și știți textul ăsta. Balam, văzând că Dumnezeu nu vrea să blastăme pe poporul lui. Balam merge și îl sfătuiește pe Balac să facă ceva. Măi, ce? Ia niște fete din Moab și pune-le să danseze și să cânte. Și atunci îi vei atrage pe evrei, Dumnezeu se va supăra pe ei și va lovi cu moartea. Exact așa s-a întâmplat. Uitați-vă ce spune aici, câți au murit în ziua aceea, mulți, mulți, 23 de plus o mie în celelalte, 24 de de oameni au murit în zilele acelea pentru că niște fete s-au dus și au cântat cum nu trebuie. Și asta nu neapărat la fete, că asta le sună și la băieți, mai ales în vremea aceasta în care diavolul a venit și a adus tot felul de ținute efeminate și în dreptul băieților ților nu? Pantaloni strânși pe picior, lungi, tot felul de ținut, așa vine, vorbește cu vocea aia subțire, dar mă, dar tu ești bărbat, mă, vorbește ca un bărbat, nu te tot preface, Dumnezeu te-a făcut bărbat. Nu? Vi și cânți aici cântările lui Dumnezeu. Nu venim în lumii, oameni buni, știți care e problema? Diavolul ne dă modelul și modelul e pe micile ecrane, că nu mai avem ecrane mari sau și de le avem, dar toată ziua suntem cu micile ecrane. Și atunci ne uităm, ne uităm și imediat vedem acolo. Și știți ce am mai observat? Am observat că evangeliștii, ăștia, în ghilimele vorbesc, ai noi moralități, ca așa se numește, noua moralitate. Ce înseamnă noua moralitate? Nu mai e morala biblică. Nu mai e morala aia bazată pe cele 10 porunci. E moralitatea în care poți să ai și o prietenă pe lângă soție. E moralitatea în care trebuie să-l accepți pe ăla care are prieteni, băiat cu băiat, bărbat cu bărbat. Trebuie să-i accepți. Nu trebuie să fii contra lor, că e noua moralitate. Ei, din noua moralitate vine de și ne aduce tot felul de imagini cu care să ne obișnuiască. În centrul orașului Rădăuț este o galerie pe unde trece așa și plină numai de umbrele cu curcubeu în șase culori. Da? Și ăsta e simbolul ăștia. E simbolul lor. Dar mă obișnuiesc cu el. Nu știu ce e ăla. Dar mă obișnuiesc cu el. Și într-o zi când, poate după 10-20 de ani, Vine cineva și mi-arată simbolul, eu sunt obișnuit cu el. Și mă obișnuiesc și cu omul ăsta și zice, omul ăsta ai crescut în familie, da, cu ce? Cu o jucărie, ce jucărie? Păi avea semnul ăla al curcubeului, vezi, ăsta e semnul nostru, e simbolul nostru, tu trebuie să ne accepți, tu trebuie să ne iubești, tu trebuie să vii cu noi. Și atunci uitați-vă, fraților și surori, ar trebui să luăm simbolurile lor și să le studiem un pic și să ne ferim de ele. Pentru că am văzut și aici, venind spre biserică și m-am mirat, era cred că o benzinărie și avea tot felul de umbreluțe așa din metal făcute și am numărat 1, 2, 3, 4, șase culori, exact. Oamenii ăștia s-au infiltrat peste tot și încearcă să acapareze copiii noștri, să se obișnuiască cu simbolurile lor animale, nu? Îi unicornul, căluțul ăla cu corn, nu? Și imediat și toată ziua, mai ales fetele, hai, 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 că... și te obișnuiești cu el, și într-o zi când te întâlnești cu stricatul pe stradă, el îți arată simbolul. Cu asta te-ai jucat tu, da, acceptă-mă și acceptă faptele mele și acceptă ceea ce sunt eu. Ei, vedeți ce spune Biblia aici? A venit Balam, i-a dat lui Balac o învățătură și a zis ceva. Ce? Ia-le pe fetele moabului, îmbracă-le provocator, fă o muzică cu ele, niște dansuri să-i atragă și apoi dui și dă levite, jertfite și închinate morților, spune cartea psalmilor. Și au dat seama că oamenii ăștia s-au pângărit mai, mai, întâi la nivel de jertfă, că au acceptat jertfele în cinstea lui Moloch și în cinstea altor bal pe or, idolul scârbos și apoi au căzut în păcatul acesta al imoralității cu fetele respective. De ce? Totul a pornit de la un joc senzual. Și acum vin la noi, la experiențele noastre din biserică. N-ați întâlnit dumneavoastră fete? Da, nu numai. Și băieți care vin în față și în loc să cânte, măi, cum i-o da Dumnezeu vocea să cânte cântarea, el merge cu vibratorul invers. Vibratorul e normal așa să meargă, așa e vibratou pe voce, l-ai cântat, Dumnezeu ți-a dat o voce frumoasă, cântă normal frate. Dar în momentul în care tu mergi așa în sus, te tot duci în sus cu vocea, e ca și cum ai zgândări pe cineva pe creier să-i atrage atenția asupra ta. Asta deja e o voce și mai ales că vorbim de voci prelucrate în studio. În care vibrațiile alea, sunt cum vrei tu, fie mai dese, fie mai rare, fie cum vrei tu, pot să le duci sus, sus, sus de tot, să meargă un ton. Și atunci, imediat, intrăm la problema senzualității, la nivel de voce, la nivel de interpretare în biserică. Plus că am amintit, ținută, pot să vin în biserică și să fiu un fel de evanghelist al satanei, cum sunt ăștia homosexuale ăștia, că e evangheliștii satani, Așa să vin eu și să fiu reprezentantul sau reprezentanta diavolului în biserică, să am o ținută cum Domnul nu acceptă de la mine, să aduc o ținută de petrecere în casa lui Dumnezeu, să mă mișc, că și asta am văzut-o și în ultima vreme tot mai des se văd lucrurile astea și asta e tot din domeniul senzualității, ne mișcăm, închidem ochii, facem, proclamăm, întindem brațele către public. Încercăm să-i câștigăm prin gesturi. Pe public, pe auditoriu, pe frații din biserică. Nu-i poate salva gestul meu. Mai bine să stau. Gândiți-vă la un lucru și vorbim biblic. Când Isaia s-a întâlnit cu Domnul și l-a văzut stând pe un scaun de domnie foarte înalt și palele mantiei lui umpleau templu, ce-a făcut Isaia? S-a dus să se joace pe, cu cărbunii de pe altar? S-a dus Isaia să facă tot felul de gesturi? Pe păi gândiți-vă la oamenii lui Dumnezeu, la Moise. Moise nu îndrăznea să se apropie de Dumnezeu și și-a acoperit fața cu atâta respect și reverență. Ilie a auzit susurul blând și subțire și a acoperă fața cu mantaua, de ce? Respect și reverență. Oamenii lui Dumnezeu când s-au întâlnit cu Domnul au avut respect și reverență față de Dumnezeu. N-au avut nici ținută indecentă, n-au mai ales, gândiți-vă și la aspectul acesta. Hristos e pe țărm în Ioan 21, ucenicii pe mare și unul din ei zice, este Domnul. Petru s-aruncă în apă, dar înainte să încinge, înainte și ea frumos și acopere goliciunea. De ce? Mă duc în fața împăratului împăraților și domnului domnilor. Nu pot să mă duc oricum și atunci să vin eu aici și să-i fac promovare. Chiar vorbezi, e cultul promovare. Să-i fac promovare diavolului. Nu! Nici de cum! Asta niciodată! De ce? Diavolul se folosește de ființe care acceptă ideea asta a senzualității. Să-i prindem pe oameni, să-i aducem la Domnul, dar ce? Scopul scuză mijloacele, trebuie să pocăiască. Dacă prin vocea mea frumoasă cineva se va pocăi, dă laudă Domnului, frate, nu-ți fie ciudă pe mine. Nu mi ciudă pe nimeni, fraților, și nu-mi ciudă pe ei. Și nu avem invidie ascunsă. Casa lui Dumnezeu se va chema o casă de rugăciune cât vor ținea vremurile și viacurile. O casă de rugăciune, știți ce înseamnă? Rugăciunea nu e numai un monolog. Doamne, ascultă-mă și am plecat. Nu! Rugăciunea e dialog. Doamne, ascultă-mă și aștept în tăcere ajutorului Dumnezeu. Și Domnul vine și îmi vorbește. Are Dumnezeu proroci, are Dumnezeu scriptură, are Dumnezeu o, o, o cântare prin care poate să-mi vorbească, are Dumnezeu multe căi prin prin care poate să vină să-mi vorbească, lăudat să fie El și dacă casa aceasta rămâne casă de rugăciune, la rugăciune se vine cu respect, la rugăciune se întâlnește Dumnezeu, la rugăciune vorbește Dumnezeu și Doamne vorbește că robii tăi ascultă, ajută-ne la aceasta Doamne. Apoi, și se leagă de senzualitate, este idolul divertizmentului costume atractive, începând în tot mai multe biserici, luminile, mașinările de fum. Când eram copil știam mai de mașină de înghețată, acum este mașină de fum, mașină de fum. Mă, și-ți bagă un fum în biserică, mă, de, de nu mai știi pe unde să ascund. Numai... Vezi că din fum aterizează unul din aer. Parcă l-a răpit domnul, dar la duce de fapt un braț, așa, telescopic. la aduce îl pune în biserică. Ce e asta, oameni buni? Divertisment. Și să știți că îngerul ăla cu față luminoasă și cu haine albe, luminate, dar e al diavolului, este divertismentul. Divertismentul care încearcă să ne prindă și să ne aghețe. Știți de ce? Ne-am obișnuit așa de mult cu clipurile, ne-am obișnuit cu filmulețele, deja la... suntem o generație de oameni care consumă așa ceva. Și în momentul când noi ne-am obișnuit cu astea, ne trebuie și în biserică, înaintea lui Dumnezeu, divertisment. Ne-o trebuie. S-a diminuat timpul de atenție. Nu mai putem să fim atenți la o predică. Nu mai putem să ne concentrăm. Am uitat primul punct, trebuie să ne mai amintească, l-am uitat pe al doilea. Nu mai știm, mergem acasă, suntem zăpăciți, nu mai știm ce. Și iubim foarte mult distracția. În America s-a întâmplat de flori, mai ales că la voi deja au fost aici, a fost sărbătoarea asta, la noi urmează. S-a întâmplat de flori că într-o biserică a intrat păstorul în casa Domnului, tot, tot poporul a aștepta. Mă, unde e păstorul, de ce nu vine? A intrat păstorul în casa lui Dumnezeu, călare pe un măgar, și în jurul lui comitetul cu ramuri de finic, binecuvântat, dar pe ce? El era Hristosul. El așa a intrat. De atunci a rămas o vorbă Zice, un bătrân mă și măgar intră în biserică. să o vorbă, așa, o vorbă mai, mai urâtă. Dar să știți că e o problemă asta. Am mers odată într-o misiune și a venit un frate din America să-și ilustreze predica și parcă eram bătuți toți în cap și nu înțelegeam ce înseamnă în Biblie că, zice, la o clipeală din ochi va fi răpită biserica. Ăsta și-a adus de acasă o tigaie sau nu știu ce, a adus acolo o cutie în care erau niște monede și imediat o lanternă magnetizată și tot încerca să ridice niște monede, să le rate la frați ca un magnet, cum Domnul își răpește biserica. Și are că cădeau astea monedele în cutie, și are le ridica, și are că așa era de năcăjit că nu iasă explicația. S-a dus după el un frate bătrân, ce fraților, nu e așa răpirea cum o făcut fratele ăsta, asta nu m-a mimat așa, răpirea e la o clipială, la o clipială, dar vedeți, suntem tributari, am mai văzut în altă biserică, era seara lui. Și s-a dus în față predicatorul și și-a făcut armură de carton. Și-a luat o sabie de carton și făcea el pe vitează, că ce dă el în diavolul cu sabia. Raților, raților, pantomimele și teatru, îți bune la școala dominicală. Dar după ce ai ajuns la 14 ani, la 15 ani, îți străbă tot teatru, înseamnă că ai rămas în mintea copiilor. Înseamnă că nu e regulă cu tine. Fraților, noi dorim biserica să rămână biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Aici nu are loc să vină diavolul cu tot felul de... Și gândiți-vă la un lucru în primele secole și nu, nu neapărat în primele, că au fost poate primele 15 secole. Dacă cumva se întâmpla în biserică să intre cineva numai să aibă ideea ca să aducă teatru în biserică, era exclus, altă era pus pe rug, pentru că în biserica lui Dumnezeu nu s-a acceptat teatrul. Teatrul era considerat ceva păcător din cauza că noi tot consumăm filme, filmulețe, deja am acceptat în inima noastră ideea de scenă, ideea de mișcare, ideea de evangelizare prin mișcare. Și știți care e problema? De când scopii mici, am fost la o familie și știa tasta J de la joc Bă, era mic, mă, avea un an, cred că un an jumate, nu știu dacă cât avea, dar el știa J. Fac, când punea J pe tastatură, îi apărea jocuri, o listă și el selecta și se juca. De mici copii, de când încăsug la, la sânul mamei, i-am obișnuit cu cultura aceasta a divertizmentului. Și atunci ei cresc în bisericile noastre și cer, cer, Dăm, 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 ce? Distracție, divertizment și ajungem până acolo încât în America am auzit că într-o biserică de americani s-a dus păstorul și a angajat 300 de clowni Deci, ăștia ca să meargă să-i distreze pe cei din fraților. Nu clownii ne țin lângă Domnul, nu filmele, nu mișcările, lângă Domnul ne ține Duhul Sfânt două Sfânt care vine te sfințește, care îți inima în prejur, care aduce sângele salvării și îl pune pe o inimă murdară, care te pune să plângi și să zici, eu sunt păcătos și nu mai știu și sunt mulți între noi, am auzit, mai ales unii păstori, băi, de ce mai cântați cântarea păcătos ca mine noi, Iisus Domnul meu? Dar ce? E sfânt? Dacă ai fi sfânt, te-ar duce Domnul în rai și ai scăpat de lumea aceasta. Dar fiindcă mai trebuie să te desăvârșească, mai rămâi în lumea asta și atunci când frate, păcătos, ca mine nu-i, Iisus Domnul meu, pe fața pământului ticălos și rău, că poate cercetează Dumnezeu pe cineva. Dar vedeți cultura divertizmentului. 2 Timotei, capitolul 4, la versetul 2 la 4, spune, învățător după poftele lor, oameni care vor face și vor vorbi lucruri plăcute, care să gâdile urechile, așa scrie acolo. Și cuvântul ăsta, gâdila urechile, era folosit atunci în vremea lui Pavel, pentru că atunci nu erau atâtea tratamente cât există astăzi. Și era o boală pe care aveau porcii și mergeau și scărpinau așa la urechi pe porci. Numai așa puteau să scape de boala aceea. Și și astăzi sunt oameni care vin și scarpină în biserică porcile, porcii și caprele. Ăștia oameni care vin, le spun istorioare închipuite, le spun povești, inventează povești de la amvon fraților. Am auzit asta. Zice, asta a fost preîntărirea credinței. Băi, cu o minciună întărești tu credința poporului, dar se poate așa ceva? Spui o minciună numele adevărului. Fraților, e vremea să ne trezim în sfârșit din somn, că mântuirea e mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Vreau să rămân la gândurile astea, mai sunt și... Alte lucruri pe care vreau mâine să le adâncim un pic, dar, fraților și surori, am vorbit din toată sinceritatea inimii mele, sunt lucruri pe care le am în minte, avem și noi doi copii, ne rugăm ca Domnul să ne mai dea și alții, dar în mintea noastră e o frământare continuă, zi și noapte, ce se întâmplă cu cultura asta în care noi trăim. Noi trebuie să îi. Creștem pentru Hristos, noi nu vrem să-i aruncăm în iad. Cum putem să-i creștem mai bine spre Hristos, pentru Hristos, spre slava lui Hristos? E o frământare continuă și îmi dau seama că numai și numai prin Duhul Sfânt și prin harul lui Dumnezeu. Atât. Nu putem face altceva, dar trebuie să ne facem partea. Trebuie să stăm cu ei de vorbă, trebuie să avem cu ei întâlniri speciale și repetate ca să se imprime în mintea lor ce. Ceea ce spunea Pavel lui Timotei, din pruncie cunoști fintele scripturi. învățați fraților, faceți cu ei studiu biblic, învățați talentul negot și când nu este talent în negot. Să învețe scriptura, să fie blocată mintea lor în fața păcatului de scripturi. Am întâlnit un păstor din America și mi-a povestit viața lui și m-am mirat, m-am bucurat în același timp. Zice, mama mea îmi dădea un leu pentru un verset din Biblie. Așa de mult îmi plăcea înghețata încât am făcut mulți bani pe mama și zice, cu banii am început să mă duc la film. Și zice, știi ce a fost problema? Când am plecat de la părinți de acasă, am plecat departe la școală, un lucru nu m-a lăsat să păcătuie și mi-era ciudă pe mine. Când vroiam să fac o prostie, venea versetul ăla ce l-am învățat pentru înghețată, venea în mintea mea, pac! Nu ți-i permis, nu ți-i îngăduit, nu face lucrul ăsta. Așa mă chinuia cuvântul ăla și versetul ăla. Dar zice, tot l-am călcat și tot am păcătuit. Dar Dumnezeu a văzut că părinții mei plângeau. Și tata meu îmi scria scrisor și în scrisorile lui spunea așa, bagă de seamă copile, ai fost văzut în data cu tare, lor cu tare, într-un loc unde scria grădină de vară. Ai stat la o masă cu niște prieteni, ai băut un pahar de bere, ai vorbit prostii, ai făcut glume proaste, bagă de seamă că te vede Hristos. Ăsta s-a speriat, o luat bani și s-a dus la tata, o zis să-ți dau bani, să-mi zici cine mă părăște, că eu am vrut să-i bat pe prietenii mei, că te-au sunat, Ți-au zis problemele? Nu zice, aici Duhul Sfânt a vorbit, o zis taică Avem lângă noi, zice, un proroc, atunci când nu mai pot și nu mai pot și nu mai pot, e durere înaintea lui Dumnezeu. Mă duc la prorocul ăsta bătrân, el să roagă, Dumnezeu îi arată exact unde ești și cu dată și cu oră și cu loc și cu tot, 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 Și Dumnezeu te are în vizorul lui. Asta așa a fost de demarcat. O zis, măi, dacă Dumnezeu m-are în vizorul lui, mă duc la biserică. La biserică era stăruință după Duhul Sfânt. O intrat în stăruință, l -o Domnul, o dat dar de prorocie, l-o schimba total, pe loc, așa cum scrie în Biblie. Asta vrea Dumnezeu să o facă cu copiii tăi și cu copiii mei. Dar haideți să ne facem partea noastră înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Amin.